Hello! Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți deja că sunt la Suceava, sunt de câteva zile, marți am ajuns aici și astăzi este vineri. Nu am apucat să filmez până acum pentru că am fost tot pe fugă, ba într-o parte, ba într-alta. Aici sunt neamurile din partea tatălui și am vrut să mă bucur puțin de ei și să apuc să merg în mare parte cam pe la toți, deși vă dați seama că nu am reușit acest lucru. Am mai fost și în Suceava, să vă spun, acum sunt într-un sat de lângă, se numește Uncești, la o mătușă, mai exact sora tatălui. Și urmează să mergem astăzi la Suceava. Vrem să mergem până în bazar, am mai fost odată, dar foarte pe grabă și nu am apucat să vedem mai nimic. Era și super aglomerat, multă lume și nici nu am avut răbdare, ce-i drept. Și după am vrea să ajungem și pe la cetatea de scaun a Sucevei. De nu știu câți ani mi-am propus să fac acest lucru, dar nu am mai apucat. Așa că sper astăzi să reușim. Am vrut să fac și o mică introducere de aici. Sunt în natură, aș putea spune. În fața mea sunt niște dealuri, multă verdeață, animăluțe și chiar îmi place foarte mult pe aici. Vă filmez și vouă niște cadre să vedeți. Aici chiar avem o grămadă de fructe și legume bio și bio pe bune, nu doar sub această denumire. De când sunt aici am mâncat foarte multe căpșuni, zmeură, cireșe, nici nu mai știu, dar chiar au un gust bun și se vede că nu sunt stropite cu nimic și crescute aici la țară. În bazar de vreo oră și ceva și încă nu am plecat, e destul de aglomerat, acum suntem undeva într-un capăt și mi-am luat deja destule chestii, o să vă arăt când ajung acasă. După am vrea să mergem totuși până la mall pentru că este aici vis-a-vis și sper să ajungem și la cetate, după cum am zis de dimineață, pentru că sunt destul de obosită. M-am dat cu BB cream-ul de la Soroci, despre care am apucat să vorbesc foarte, foarte puțin în vlogul acela cu marea schimbare de loc. Haideți să merg deja în curc circulația. Și s-a menținut destul de bine, să vedem și pe parcursul zilei cum o să mai arate. Am ajuns într-un final la parcare, doamne, deci nu mai pot, e super cald pe aici și aglomerat, v-am mai spus eu în momentul în care eram în bazar. Și voiam să vă zic că dacă veniți la Suceava, ar trebui neapărat să treceți prin acest bazar pentru că găsiți foarte, foarte multe chestii. Articole vestimentare, chestii pentru casă, nici nu știu să vă zic, sunt super multe categorii. Și dacă sunteți cu mașina, aveți chiar aici lângă o parcare și plătiți în jur de 4 lei parcă și puteți să stați cât vreți voi. Doar că trebuie să țineți cont că acest bazar lunea este închis și în timpul săptămânii e de dimineață, de fapt e și noaptea, nu? Deschis bazarul. Da, e deschis și noaptea. Și până la ora 2 la prânz. Eu sunt cu mama acum. Mai venim o tură mâine. Vine și fratele meu aici, el e la Timișoara pentru că a avut niște treabă. Și să vedem ce mai luăm și atunci. Bine, acum vrem să mergem la cetatea de scaun a Sucevei, doar că trebuie să-mi pun pe GPS. Habar nu am să ajung acolo. Suntem, după cum am zis, cu mașina și e mult și mult mai ușor, deși au ei multe mijloace de transport care vă pot duce în locul dorit. Suntem deja la cetate, am ajuns destul de repede pentru că este foarte aproape. Ea este o cetate medievală care se află în partea de est a orașului Suceava și este situată pe un pinten terminal a unui platou la o înălțime de 70 de metri față de lunca Sucevei, sper că am spus bine. Și mai voiam să vă citesc de aici câte ceva. Este întâlnită și sub numele de cetatea Sucevei, este cam același lucru, cetatea de scaun a Sucevei.
A fost construită în secolul al XIV-lea, la sfârșitul secolului al XIV-lea, în apropierea orașului medieval Suceava. A fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, iar astăzi este un monument istoric de nivel național. Mai multe, dacă vă interesează, puteți intra pe Google sau oriunde să căutați. Noi suntem acum la intrare, iar în partea aceea, poți să muți, mama mă filmează, nu știu dacă v-am spus sau nu, dar mi-am uitat trepiedul acasă, acasă aici. În partea aceea ne îndreptăm spre cetate, așa că haideți să mergem împreună. Aici, la intrare, aveți diferite magazine de unde puteți să vă cumpărați apă înghețată și un restaurant în partea aceea. Vrem acum să vedem de unde am putea să cumpărăm biletele. Am găsit acum casa de bilete, este fix în stânga, în fața cetății, pe unde veniți, și să vedem cât costă, vă spun și vouă imediat. Cam acestea sunt și taxele de vizitare. După cum puteți observa, adulți 16 lei, elevi sau studenți 4 lei, iar pensionarii 8 lei. Aici jos avem și programul de vizitare, de luni până duminică, de la 9 la 10 seara. Doamna de aici, de la casa de bilete, ne-a dat și un traseu de vizitare a cetății și ne zicea că programul pe care vi l-am arătat mai înainte este pe timpul verii. Voiam să vă spun și vouă să știți că la ușa fiecărei intrări apare un număr și ar fi bine să vă țineți, pentru că veți înțelege altcumva povestea acestei cetăți. Noi suntem la 2. Primul a fost de fapt camera aceea în care am avut proiecția drăguță și suntem la 2, arme medievale din Moldova. Cahlele acestea, așa se numesc, se făceau sobele și ce modele frumoase aveau. Aici putem observa mai multe modele și degetul meu care mai înainte a intrat în cadru. Și aici este descrierea pentru fiecare parte pe care o vedem. Și suntem sus pe cetate și avem un view superb către orașul Suceava. Ia uitați voi cât de frumos se vede. Sper că nu mișc prea tare imaginea și bate puțin vântul. Și în dreapta vedem cetatea, în toată splendoarea ei. Acolo în mijloc este și o curte pe care o vedeți chiar acolo.
vă ziceam vouă să încercați să luați în ordine numerele de la intrarea fiecărei uși, iar noi fix acest lucru nu l-am făcut. Am găsit aici o urcare fix pe punctul cel mai înalt al cetății. Am mers să facem niște poze, v-am filmat și vouă și suntem deja la punctul 17. Am zis că dacă toți suntem aici să intrăm să vedem despre ce este vorba. Și nu prea mai găseam la un moment dat, de la 5 ne-am pierdut, n-am mai găsit 6, am găsit direct 9, dar nici nu mai contează pentru că este superb, chiar îmi place foarte mult și priveliștea și istoria din spatele acestei cetăți și absolut totul. Ce ziceți voi de prietenii mei de pe aici, de care m-am speriat de vreo 3 ori până acum, par atât de reali, dar cu cine ne-am întâlnit noi aici? Chiar cu Ștefan cel Mare, este aici cu sabia și cu tronul în spatele lui, este la intrarea numărul 15? Am coborât eu repede, repejor, în sala 11, care e sala voievozilor Moldovei și avem aici tot felul de tronuri pe care probabil stăteau ei, au și ceva muzicuță și văd acolo în față o hartă, dar mergem mai aproape să vedem exact ce este. Am stat destul de mult pe aici și foarte mare, sincer nu mă așteptam și vă dați seama că nu am reușit să vizităm tot, dar în mare parte am văzut și chiar mi-a plăcut super mult. Iar acum vrem să mergem la muzeul satului Bănățean, am vrut să zic, nu, Bucovinean, tot așa am zis, nu știu de ce, care este fix lângă cetate și dacă toți suntem pe aici, de ce să nu mergem? Acum am ieșit și în spatele meu este o priveliște superbă cu orașul Suceava. Nu știu ce am făcut pe nas, mi-am luat BB cream-ul, dar nici nu mai contează acest lucru acum. Ne-am oprit puțin să ne odihnim și mi-am luat o apă care e destul de rece și mai aștept să încălzească, deși am băut puțin pentru că mi-era sete. Și o înghețată cu vișine și fructe de pădure parcă, care e super bună. E cald, dar în comparație cu temperaturile din Timișoara e super, super ok aici. În special că din când în când mai bate și vântul și chiar e bine. Și după cum vă ziceam, vrem să mergem la muzeul satului Bucovinean. N-am mai zis Bănățean de data aceasta. Proaspete, suntem la intrarea la muzeu și avem în felul următor: adulții 8 lei, pensionarii 4 lei, copii, elevi, studenții 2 lei și taxă de filmare 30 de lei. Programul este în felul următor: luni este închis, marți, duminică, între orele 10 și 18. Am primit și un mic traseu pe care le-a vântul, dar vedeți în mare parte despre ce este vorba. Și ne-a spus doamna de la intrare că sunt 25 de căsuți. Acum nu știu dacă apucăm noi să le vedem pe toate. Și peste o căsuță unde am găsit foarte, foarte multe componente din costumul popular și mi-a spus doamna de aici că aceasta este o bundiță foarte veche
care nu se mai găsește. Are 100 de ani, da, foarte frumoase sunt. Și mai multe modele avem aici. Lungă, mare. O catrință, cum se spune aici. Da, o catrință veche și cu fir metalic. Foarte frumoasă e. Da, superbă. Da. Și ce ziceți acum de mine? Doamna de aici, foarte drăguță, mi-a dat bundița pe mine și o coroniță. Aici avem și Ia de la bundiță, care este și ea superbă. Are multe motive frumoase pe ea. Să o aduc puțin mai aproape, să o vedeți, în mai multe culori. Vreau să-mi fac niște poze. Tare mult m-am bucurat. Stați puțin că mi-e și camera. Tare mult m-am bucurat când mi-a dat bundița să o iau pe mine, să pot să-mi fac niște poze. Este o cămașă cu mărgele. Ah, da, ce frumoase sunt. Florile sunt făcute din mărgele. Foarte frumoase. Aici o găsiți și pe doamna, dacă veniți la Muzeul Satului Bucovinean. Foarte drăguță, după cum v-am mai zis. Care are o colecție impresionantă de costume populare din această zonă. Eu efectiv m-am îndrăgostit de această ținută, am venit să facem poze lângă prima căsuță. Suntem de jumătate de oră, 40 de minute pe aici și am apucat să mergem doar la două căsuțe. Ne-am oprit cu doamna cu costumele și vreau să vă întreb și pe voi ce părere aveți. Vă place cum stă cu acest costum din zona Bucovinei? Soarele-și duci lumina și hoța nu traiu, piop cine-n Bucovina îmi vince cu raiu. Pipoienii-n miresmati lângă cer aproape, unde ciuti fiorati vin să se adapi. O oră mai târziu și noi am apucat să vedem doar primele două căsuțe, după cum v-am și spus. Sunt lângă pădure și am găsit aici un furtun. Vă puteți lua apă din pădure. Vedeți aici și coronița, pentru că doamna care mi-a împrumutat costumul să fac poze, mi-a dat-o mie cadou. Să știți că ea vine și prin țară cu expoziții de costume, puteți să și cumpărați de la ea. Vă las eventual pe ecran Facebook-ul dumneiei, în cazul în care vă interesează. Acum mergem și la celelalte căsuțe, măcar așa fugitiv, să vedem în mare parte ce e pe acolo și după ar trebui să ieșim. Am mai avut multe în plan astăzi pe la Suceava, dar e deja ora 4 și ceva, poate chiar 4 jumătate, dar oricum mâine ne întoarcem. Aici pahar cu vin, amu, când părinții dumneavoastră s-au îndurat, vă iertat și vă binecuvântat cu voia bunului Dumnezeu. Închin aici pahar cu vin, la voia dumneavoastră, ca să vă meargă tăte din plin și să vă șie de ghine astăzi la pornire. Aș bucurie! Ia să merge cu vornicul! Thank you.
Este următoarea zi, de fapt duminică, pentru că vlogul pe care l-ați văzut până acum a fost filmat vineri. Ieri m-am apucat de editare și mi-am dat seama că am uitat complet de încheiere. Nici nu mai știam ce voi face în ziua respectivă. A fost practic o zi prin Suceava, dar o zi din perspectiva unui turist, mai bine spus. Dacă auziți ceva gălăgie, să știți că astăzi sunt la Hreațca, e undeva lângă Suceava, unde e celălalt frate al tatălui și sunt cu verișorii mei, m-am și trezit super devreme. Sunt și nemachiată și am venit puțin la biserică. Am vrut neapărat să fac încheiere aici, pentru că zilele următoare plecăm într-o altă destinație, dar veți vedea oricum pe YouTube aici despre ce este vorba. Sper că v-a plăcut și vlogul acesta și sper că v-au plăcut locurile pe care vi le-am arătat, și anume Cetatea de Scauna Sucevei și Muzeul Satului Bucovinian. Mie mi-a făcut mare plăcere să le vizitez și cred că v-ați dat seama și voi de acest lucru. Vă super pup și ne vedem într-un viitor clip!